Guvernul a alocat aproape 1 milion de lei pentru susținerea grupurilor de inițiativă și a organizațiilor de tineret. În cadrul ședinței de joi, executivul a adoptat proiectul de hotărâre prin care prevede acordarea a 960.000 de lei din bugetul de stat pentru programele raionale și municipale de granturi pentru tineri. Subvențiile din partea statului vor ajunge la autoritățile locale din 15 raioane și municipii din țară care, la rândul lor, le vor redistribui organizațiilor de tineret. Cei mai mulți bani, câte 100.000 de lei, vor primi consiliile raionale din Anenei Noi, Orhei, Râșcani, Sângerei, Soroca, dar și Consiliul Municipal Chișinău. Celelalte raioane din listă vor beneficia de investiții de până la 50.000 de lei. În total, bugetul de stat pentru anul 2021 prevede 1,5 milioane de lei pentru susținerea programelor raionale și municipale de granturi pentru inițiativele tinerilor.